Luminile proiectate pe fațada Palatului Administrativ au fost inaugurate chiar de Ziua Bucovinei. Spectacolul de sunet și culoare este o adevărată atracție care vine în completarea beculețelor multicolore care fac parte din haina de sărbătoare pe care a îmbrăcat-o orașul în luna decembrie. Spectacolul proiectat pe pereții Palatului Administrativ poate fi vizualizat și după data de 1 decembrie, de luni până joi, de la ora 19. De vineri până duminică vor fi 4 reprezentații, de la orele 18, 19, 20 și 21. Practic am inaugurat iluminatul, dar și partea de sunet care acoperă această clădire patrimoniu, clădire care a fost construită în 1903-1904 și sper ca sucevenii să se bucure în fiecare zi de acest spectacol și de sunet și lumină. Vreau să vă spun că vom încerca să fim creativi, vom schimba din timp în timp și linia melodică, dar și spectacolul de lumini și cred că această zonă va deveni o atracție a Sucevei și pentru cei care trăiesc aici și pentru cei care sunt ca și turiști în vizită la noi. Beculețele decorative vor funcționa pe tot parcursul anului, numai că programul pe timpul verii va fi schimbat având în vedere că ziua va fi mai lungă.